Pleacă și trenul nostru către Cluj-Napoca și Baia Mare. De aici, din Războieni. La revedere! Rația CF Războieni. Am ajuns. Tare și bine ați venit în nou videoclip. Suntem aici în stația Războieni și vreau să vă prezint în acest videoclip stația și mai multe detalii de aici, din această locație, să spunem așa, mai puțin cunoscută, stația Războieni, aici din fața locomotivei acestea aburoasă a depoului Târgu Mureș. Haideți să începem. Vizionare plăcută. Suntem aici în fața locomotivei. Partea aceasta este gara și mergem către Câmpia Turzii și Cluj-Napoca, dar se face și magistrala către Târgu Mureș-Deda. Iar în partea aceasta este către Simeria sau Teiuș, Blaj, Sighișoara, de unde am sosit și noi cu trenul Interregiu 1735. Aceasta este locomotiva 5625 pe Abur. Să vedem mai multe detalii despre aceasta. Prindea 60 de km pe oră viteza și este a depoului Târgu Mureș. Scrie. Văd că au mai revopsit-o cât de cât. Au mai întreținut-o. Uite marfare aici. În partea aceasta, pe delul acesta, este Ogna Mureș și Salina Ogna Mureș. Și să începe să vă prezint gara. Aceasta stație. Motivul ce ați așezat marfarul și v-ați vorbat probabil spre Cluj. Câteva imagini din stațiile învecinate. Din direcția Târgu Mureș, va sosi în stație la linia Regi și va staționa 10 minute. Trenul Regio 10 din 523 va pleca de la linia Regi în direcția această placă în viatul. Grija primăriei orașului Târgu Mureș, de 16 decembrie 2018. Semnal cunoștinței pentru strașii Regimentul 15 Infanterii Războieni, sosiți în gara pe 6 decembrie 1918. În această zi și locomotiva se... și gara și locomotiva se vor numi Războieni. Sunt plăcuță de când această gara a fost renumită Războieni, ea se numea Ocna Mureș, dar a fost denumită Războieni tocmai datorită faptului că au staționat aici Regimentul 15 Războieni. Și a dat acest nume. 6 decembrie 1918. Da, foarte liniștită gara aceasta, deși sunt câteva trenuri care circulă și
Interregio și Regio, dar și Intercity. Sunt ceva de dar parcă e tot liniștit așa, nu știu, are un farmec. Face parte din magistrala 300. Brașov, Teiuș. Brașov, Teiuș, Cluj-Napoca. Trenul Târgu Mureș Câmpia Turzii sosește în Război. Care se va duce către Câmpia Turzii. În colțul acesta, o altă locomotivă la Iaburi. Să vedem ce ne prezintă și aceasta. Aici se pare că era un sediu al Poștii Române, dar este dezafectat, din păcate. Da, această locomotivă nu este așa într-o stare bună, din ce observ. E deplorabilă. N-a mai fost întreținută de mult. Viteza la maximă 35 de km pe oră, foarte puțin, deși în perioada aceea cam astea erau vitezele minime. Și aparținea de vreo lui Satu Mare, fabricată la Reșița, probabil. Depresiunea cu linia Transilvaniei, partea aceea. Și din panoramă. În Al Marfar este activitate aici feroviară, nu e nimic de spus. Și de călători și marfă, mai ales fiind și nodul feroviar către Târgu Mureș, Deda, dar și către Cluj și către Simeria, Teiuș. Chiar este activitate berechetă aici, în zona aceasta. Și să vedem și din fața gării, din exterior, exteriorul incintei, o panoramă. Asta și zona din înăuntru gării și aici, în fața gării, cum ar veni, și drumurile de acces către comuna Război în cetate. Și gara. Foarte ciudat, pentru că comuna este destul de mică și gara este de importanță destul de mare față de, în comparație cu comuna Război în cetate, care este foarte mică. În fața gărinilor de la voi, vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Dați like și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, abonați-vă, pentru a vedea cum ați făcut în țară. La revedere!